Bun găsit tuturor! Astăzi vă invit să vorbim despre reacțiile la stres, prezentându-vă această resursă pentru clasa 5-a la disciplina Consiliere și Dezvoltare Personală. Toții știm că stresul apare în urma unor situații pe care le considerăm dificile sau amenințătoare, sau în urma unor situații noi, neprevăzute, în fața cărora nu suntem pregătiți. Aceste situații pot apărea în orice mediu în care ne desfășurăm activitatea, în familie, la școală, în grupul de prieteni. În astfel de situații pe care le considerăm stresante, apar o serie de reacții. În ceea ce privește reacțiile la stres, putem distinge reacții care țin de corpul meu, reacții care țin de emoțiile mele, reacții care țin de gândurile mele sau de modul în care mă comport. În urma unei situații pe care o considerăm ca fiind stresantă, în corpul meu pot simți cum îmi crește pulsul, adică crește ritmul bătăilor inimii, pot avea dureri de cap, dureri musculare sau dureri de stomac. Poate apărea o stare de oboseală sau insomni, adică dificultăți de a adormi. Tu ai simțit astfel de reacții în situații stresante? Care dintre acestea le-ai simțit mai des sau mai intens în corpul tău? Reacțiile emoționale în situații de stres ne pot face să ne simțim copleșiți de o serie de emoții neplăcute, cum ar fi tristețea, frica, furia. rușine, teama sau îngrijorare. Tu care dintre aceste emoții le simți în momentele stresante? Aceste reacții care țin de emoțiile noastre pe o perioadă mai lungă de timp pot conduce la lipsa încrederii în viitor, la pierderea interesului pentru prieteni sau pentru activitățile care au fost preferate. Reacții la stres care țin de gândurile mele ar putea fi scăderea capacității de concentrare sau diminuarea creativității, gândurile negative care apar ca un nor negru deasupra ta și îți consumă energia și provoacă o stare de obosială, dificultăți de luarea deciziilor sau hipersensibilitate la critică, adică devii sensibil și reacționezi nepotrivit dacă ți se atrage atenția asupra unor aspecte care sunt minore, de exemplu te răstești la colegul tău care ți-a atras atenția că ai și desfăcute și ai putea să te împiedici. Sau începi să plângi când părinții tăi te întreabă de ce nu sunt aranjate lucrurile în camera ta. Printre reacțiile comportamentale în situații de stres, putem aminti dificultăți în organizarea timpului, nevoia de a mânca mai mult decât de obicei sau opusul acesteia, adică lipsa poftei de mâncare, izolarea de prieteni, adică dorința noastră de a ne petrece timpul singuri și refuzul de a vorbi cu cei din jurul nostru, predispoziția spre greșeli se referă la faptul că greșim repede la activități, unele dintre ele fiind chiar de dificultate scăzută. Stresul ne mai poate conduce la un comportament impulsiv, pe care îl putem manifesta printr-un limbaj nepotrivit sau chiar prin reacții violente. Care dintre aceste comportamente le-ai manifestat în situații stresante sau poate ți-ai amintit de alte reacții care țin de comportamentul tău? Care ar fi acestea? Te rog acum să asociezi tipurilor de reacții din coloana A, ceea ce li se potrivește din coloana B. Voi face și eu acest lucru pentru a putea vedea dacă ai realizat corect asocierile. Dintre variantele notate în coloana B, reacțiile care țin de ceea ce se întâmplă în corpul nostru sunt creșterea pulsului și starea de oboseală. Reacțiile la stres care țin de emoțiile noastre sunt furie și îngrijorare. V-ați gândit care sunt reacțiile la stres care țin de gândurile noastre? În această categorie se include dificultăți de luare a deciziilor și scăderea capacității de concentrare. Iar izolarea de prieteni și dificultățile de organizare a timpului sunt reacții care țin de comportamentul nostru. Dacă ai reușit să realizezi corect aceste asocieri, te felicit. Acum, te invit să te gândești la o situație pe care ai considerat-o stresantă. Care au fost reacțiile, efectele stresului asupra ta în acea situație? Cum te-ai comportat? Notează în caiet situația și reacțiile pe care le ai avut. Te poți folosi de acest tabel. Când ai finalizat sarcina, prezintă notițele tale dirigintelui și colegilor tăi. Cunoaște stresul și el te va putea ajuta să te eliberezi. Succes!